Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Cultură și Istorie la Servus Hunedoara TV. În 15 ianuarie s-a sărbătorit Ziua Culturii Române. Au fost mai multe emisiuni dedicate acestui eveniment deosebit de important pentru spiritualitatea românească, dar părerea mea este că trebuie discutat despre spiritualitatea românească, despre cultura română și în alte zile, nu doar în acea zi specială, care este fără îndoială importantă, deci nu doar în acea zi specială. Și de asemenea, părerea mea este că în spiritualitatea românească, în cultura română, sunt o mulțime de personalități care trebuie aduse în atenția publicului larg prin prezentarea lor, chiar dacă în spațiul unei emisiuni televizate această relatare nu poate fi în niciun caz exhaustivă, pe deplin acoperitoare a diverselor personalități culturale românești. Astăzi eu doresc să aduc în fața domniilor voastre, în atenția domniilor voastre, o importantă personalitate a culturii române din Transilvania. Mă refer la poetul George Coșbuc. Poate mai puțin prezentat, poate mai puțin cunoscut, din păcate, spun eu. Și tocmai de aceea mă rezum la acest demers. În mod evident, prezentarea mea nu poate fi în niciun caz deplină, nici nu îmi doresc să fac acest lucru, pentru că spațiul dedicat emisiunii nu permite acest lucru. Dar o atenționare, o aducere în spațiul public românesc a prezentării personalității lui George Coșbuc este posibil să deschidă un drum prin care telespectatorii eventual după aceea să își lărgească orizontul prin studierea, pe de o parte, a operei lui George Coșbuc, pe de altă parte, a personalității sale. S-a născut în 20 septembrie 1866 în comuna Hordou, astăzi în Bistrița Năsăud, comuna poartă numele de Coșbuc. Este o comună semnificativă pentru harta culturală românească, fie și prin nașterea acestui poet transilvanean acolo. Și trebuie să mărturisesc că în drumurile pe care le fac în Maramureș, la comunitatea ruteană din județul respectiv, trec de foarte multe ori prin Hordou, prin comuna Coșbuc și simt o emoție deosebită când, mai ales când trec pe lângă Casa Memorială George Coșbuc,
care este adiacentă șoselei principale care străbate comuna. George Coșbuc era fiul lui Sebastian Coșbuc, preot al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolic în această comună și al Mariei, fiica preotului Avacum, de asemenea preot greco-catolic, deci al Bisericii Române Unite cu Roma, din comuna Telciu, comună învecinată cu vechiul Hordou, cu astăzi comuna George Coșbuc. Evident că anii copilăriei și petrece în casa natală, alături de părinți și de frații săi. Familia Coșbuc, în unele relatări se menționează că au avut 14 copii, în altele se menționează că au avut 12 copii. Mă rog, poate această cifră este mai puțin relevantă. Cert este că tânărul George a fost al optelea copil al familiei Coșbuc. Din la o vârstă fragedă este pasionat de învățătură și împreună cu cântărețul bisericesc Tănăsucă Mocodean, deja de la vârsta de 5 ani învață să citească, ceea ce în mod evident demonstrează o anumită precocitate a viitorului poet. Cursurile ciclului primar le urmează în Hordou, în Telciu, pentru ca în anul 1876 să se înscrie în clasa întâia a gimnaziului funcțional, fundațional greco-catolic din Năsăud. Această clasă întâi de gimnaziu ar corespunde în sistemul de învățământ actual cu clasa a 5-a a școlii generale. La instituția de învățământ pe care o frecventează, după cum am spus, în orașul Năsăud, se punea un foarte mare accent pe studiul limbilor și literaturilor clasice, astfel că tânărul Coșbuc își adâncește cunoștințele în limba și literaturile, în limbile și literaturile clasice, mă refer la greaca veche și latină. Tot aici la Năsăud este pasionat de poezie, începe să scrie de foarte tânăr versuri și în același timp activează în societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a gimnaziului Năsăudean. Ea era constituită din elevii din clasele mai mari, dar tânărul George, încă din clasa 5-a, este în mod excepțional acceptat în această societate. Pe măsură ce avansează în vârstă și evident atinge clasele superioare ale gimnaziului, când era în clasa a șaptea, care astăzi ar corespunde
clasei a 11-a de liceu, este ales vicepreședinte al societății, iar în anul 1883 devine președintele societății de lectură pe care am amintit-o. Încercările sale literare precoce sunt publicate în perioada 1882-1883 în revista Muza Someșană, el fiind pe de o parte pasionat de literatura clasică antică de care am amintit, dar în același timp și de folclorul românesc, de spiritualitatea populară din mediul rural, ceea ce mai târziu va determina o anumită direcție în opera sa, o anumită conotație a poeziilor pe care le va scrie. Sigur că în același timp el a fost pasionat și de literatura cultă europeană, dar și de cărțile vechi românești, astfel încât reușește să își formeze o solidă cultură umanistă. În anul 1884 susține examenul de bacalaureat și după ce reușește acest lucru, se înscrie în toamna acelui an la Facultatea de Filozofie și Litere a Universității Francisc Iosif din Cluj, care la vremea respectivă avea și o catedră de limba română care funcționa sub oblăduirea bisericii greco-catolice. În momentul în care pornește pe drumul studenției, într-o oarecare măsură îl dezamăgește pe tatăl său, Sebastian, pentru că acesta dorea cu foarte multă ardoare ca tânărul George să îmbrățișeze cariera ecleziastică, să devină asemenea părintelui său preot al bisericii greco-catolice. Tânărul George, deja din copilărie, avea o sănătate destul de șubredă și în același timp vocația sa se manifestă spre o cultură, am spune mai mult, laică și mai puțin ecleziastică. Sigur că și la universitate, ținând cont de profilul facultății, își continuă studiile clasice, continuând aprofundarea limbilor și beletristicii greacă și latină, dar în același timp se petrece un eveniment deosebit de important în viața sa. Începe o colaborare deosebită cu gazeta Tribuna din Sibiu în decembrie 1884, iar cel care înființase această publicație, mă refer la binecunoscutul prozator Ion Slavici,
rămâne, acesta rămâne deosebit de impresionat de tânărul George Coșbuc. În noiembrie 1886, după 2 ani de studiu, George trebuie să întrerupă cursurile universitare din cauza deteriorării sănătății sale și se reîntoarce în satul natal, Hordou, la casa părintească pentru a-și îngriji sănătatea. Probabil că avea și o serie de dificultăți materiale. Se pare că din cauza acestor și din cauza acestora nu mai figurează printre studenții clujeni. Dar va continua colaborarea la tribuna din Sibiu. Mai mult decât atât, Ion Slavici chiar insistă ca George Coșbuc să se numere printre redactorii revistei respective și astfel în perioada 1887-1889 îl regăsim lucrând la tribuna ca redactor, publicând însă și în multe alte reviste din Transilvania. Ion Slavici chiar nota în jurnalul său la venirea tânărului George Coșbuc la Sibiu, citez, de vreo 2 săptămâni avem aici pe Coșbuc, un admirabil băiat de vreo 21 de ani, unul din cele mai distinse capete. Anii pe care îi petrece la tribuna, putem să spunem că sunt ani rodnici pentru creația lui George Coșbuc, creația poetică. Și în perioada respectivă, pe parcursul la vreo 5 ani, de fapt chiar înainte de a ajunge la tribuna, a compus celebra poezie, a scris celebra poezie Nunta Zamfirei, un adevărat poem, un spectacol, am putea spune, deosebit, dedicat vieții satului românesc transilvanean, care marchează un moment deosebit în evoluția familiilor din acest mediu rural. Este vorba de, așa cum spune și titlul poemului, este vorba de o descriere a nunții din lumea satului. Nunta Zamfirei a fost primită cu deosebit entuziasm, atât în Transilvania, cât și în afara arcului carpatic. La un moment dat, el va ajunge în anul 1889 la București, a fost primit la Junimea, unde a participat la lucrările acestei societăți literare și a citit Nunta Zamfirei într-o ședință a Junimii, pentru ca mai târziu, în 4 februarie 1890, ea să fie publicată în convorbiri literare, care la momentul respectiv era cea mai prestigioasă revistă de beletristică,
condusă de Iacob Negruții, unul dintre cei cinci membri fondatori ai societății literare Junimea, la Iași, cu vreo două decenii și jumătate în urmă. Începutul poeziei Nunta Zamfirei este deosebit. Citez. E lung pământul, baierat, dar ca săgeată de bogat, nici astăzi domn pe lume nu-i. Și avea o fată fata lui, icoană într-un altar s-o pui, l-a închinat. Stimați telespectatori, îmi cer scuze, poate că nu am chiar talentul necesar pentru a fi un bun recitator, dar versurile lui George Coșbuc, ca să fac aici o mică paranteză, întotdeauna m-au fascinat, așa cum m-a fascinat și personalitatea lui. Revenind, să spunem că George Coșbuc este primit la Junimea, așa cum am menționat, unde Titu Maiorescu, spiritul, am spune, cel mai semnificativ al societății literare Junimea, îl apreciază pentru calitățile sale de autor de poezii, dar trebuie să menționăm că nu neapărat au fost în relații foarte bune. Acum, sigur, știm și din amintirile de la Junimea, scrise de Iacob Negruții, că Titu Maiorescu avea o oarecare condescendență față de toată lumea, chiar Iacob Negruții mărturisea că prima sa întâlnire la constituirea Junimii nu a fost una care să îl încânte despre Titu Maiorescu, dar după aceea relațiile lor s-au apropiat și practic au fost prieteni o viață. Ca o paranteză să menționez că nu același lucru se poate spune despre despre o importantă personalitate a Junimii, de asemenea membru fondator, mă refer la Petre Carp, care spre sfârșitul vieții ajunge să fie în contradicție cu Titu Maiorescu, mai ales atunci când acesta, ca membru al Partidului Conservator, a acceptat invitația regelui Carol I de a forma guvernul și de a deveni prim-ministru fără să îl consulte pe președintele Partidului Conservator, care, așa cum am menționat, era Petre Carp. Revenind la subiectul discuției noastre, să menționăm că în cadrul societății literare George Coșbuc îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale, cu care leagă o prietenie importantă, deși diferența de vârstă între ei era considerabilă. Caragiale născut în 1852, George Coșbuc născut în 1866. Cu toate acestea, vom vedea că și mai târziu Caragiale va avea un rol important în marcarea personalității lui George Coșbuc în spațiul public românesc. După Nunta Zamfirei, sigur că George Coșbuc își continuă
opera poetică și menționez o nouă poezie deosebită a lui, Moartea lui Fulger, publicată în volumul Balade și Idile în anul 1890, în anul 1893. Ultimele versuri din această poezie, cel puțin pentru mine, sunt impresionante și de câte ori mi-aduc aminte de ele, lăcrimez. Citez: nu cerceta aceste legi, căci ești nebun de le înțelegi. Din codrul rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă lumii întregi de moartea mea? Mă emoționează această poezie în care George Coșbuc reia descrierea coordonatelor vieții din lumea rurală, de asta dată pomenind felul în care țăranii priveau trecerea la cele veșnice. Am și un alt motiv, probabil subiectiv, ca să iubesc aceste versuri, să iubesc această poezie, deoarece aceste ultime versuri mereu le menționa tatăl meu, care a fost fascinat de George Coșbuc și de poezia lui și îmi spunea adeseori că cel mai mult i-ar place ca atunci când nu va mai fi, aceste versuri să mi le amintesc și să țin minte cât de mult i-au plăcut lui. Îmi cer scuze pentru acest accent de sentimentalism, dar eu consider că în viață trebuie să avem uneori și asemenea accente, mai ales dacă ele ne aduc aminte de persoane dragi din viața noastră și ce poate fi mai frumos decât să îți amintești de părinți și să îi venerezi. Sigur că George Coșbuc a tot publicat și la București, când a trecut în România. Trebuie să menționez că își dorea, când era în Transilvania, își dorea foarte mult să treacă munții și să ajungă în România. La un moment dat își planifica acest drum pentru a ocoli înrolarea în armata austro-ungară. Nu a reușit, dar la vizita medicală din astfel de motive a fost respins, deci nu a mai fost încorporat. Cu toate acestea, am găsit în literatura de specialitate despre biografia lui că a trecut munții în România, deci a trecut granița, fără a avea pașaport, și din această cauză o lungă perioadă de timp nu a mai putut
circa vreo două decenii nu a mai putut să se întoarcă în locurile natale și din câte am constatat eu, cred că nu a putut participa nici la trecerea la cele veșnice a părinților săi. Abia prin anul 1908 a reușit să ajungă din nou la Hordou, fiindu-i dor de satul natal. Sigur că George Coșbuc a fost un poet apropiat de sufletul țăranului român. Și cel mai bine exprimă acest lucru o poezie a sa, bine cunoscută, studiată și în școlile, în școlile românești, la orele de limba română. Se intitulează Noi vrem pământ. A fost publicată în anul 1894. În literatura de specialitate din anii regimului comunist, această poezie era destul de mult legată de Marea Răscoală a Țăranilor din anul 1907, dar, în mod evident, nu avea decât ideatic legătură cu acest eveniment, ea fiind publicată, așa cum am menționat, în 1894, în urma unei alte răscoale țărănești care nu a atins dimensiunile celei din 1907, ne referim la Răscoala Țăranilor din anul 1888. De asemenea, prin versurile pe care le scrie, George Coșbuc demonstrează cât de mult înțelege sufletul țăranului român și cât de mult este el apropiat de condiția țăranului român, fiind solidar cu acesta, în mod evident, și la vremea respectivă în satul românesc exista o stratificare, nu putem să vorbim doar de o țărănime săracă, dar condiția țăranului român nu era chiar una strălucită. Citez din poezia lui, finalul acesteia iarăși este deosebit, semnificativ. Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ. Când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Iată versuri semnificative, deosebite, care exprimă în mare parte condiția țăranului român, atât în Transilvania, cât și în regatul României. Să menționăm, de asemenea, pentru identitatea culturală a lui George Coșbuc, că el a fost un excelent traducător. A tradus din limba greacă Odiseea lui Homer și din limba latină
Eneida lui Virgiliu, apoi s-a concentrat și a făcut parțial o traducere a Divinei Comedii a lui Dante. Nu a tradus și Iliada, pentru că aceasta fusese tradusă de George Murnu, un excelent cunoscător al literaturii antice și un traducător deosebit. De altfel, această împletire a dragostei lui Coșbuc pentru literatura clasică, dar și pentru spiritul popular românesc, a determinat, menționez încă o dată, o definire a personalității sale literare. Dacă luați în considerare tot ceea ce am spus până acum despre viața și opera lui George Coșbuc, am putea spune că ea apare într-o oarecare notă idilică, dar nu a fost chiar așa. La un moment dat, atât personalitatea sa, cât și opera sa a fost contestată în spiritul public românesc. În anul 1893 apare o broșură intitulată Adevărul asupra poeziilor domnului Gheorghe Coșbuc, publicată la Iași în anul 1893 de către un oarecare Nicolae Lazu, care era grefier judecătoresc, dacă nu mă înșel, la momentul respectiv la Piatra Neamț, și care fusese o vreme în apropierea lui Mihai Eminescu. Acesta a lucrat o scurtă perioadă și în justiție și Nicolae Lazu a fost coleg de servici cu acesta. El scrie deci această broșură împotriva lui Coșbuc, într-un anume fel bătând la porți deschise, fiind supărat că, în opinia sa, în spațiul public românesc, faptul că George Coșbuc era receptat ca un poet cu o operă remarcabilă, acest lucru, în viziunea lui Nicolae Lazu, aducea oarecare atingere operei lui Mihai Eminescu. Sigur că judecata sa este absolut deplasată în opinia mea, deoarece în cultură, în beletristică, în spiritualitate nu putem și nici nu este nevoie să facem asemenea comparații și asemenea clasamente. Nu cred că la un moment dat trebuie să discutăm dacă proza lui Honoré de Balzac este mai amplă și mai deosebită decât proza lui Victor Hugo sau romanele lui Walter Scott ar fi mai importante decât cele ale lui Charles Dickens sau invers.
fiecare scriitor, fiecare autor de beletristică are personalitatea sa și își manifestă creația sa, are o amprentă specială a creației sale, fără a încerca și fără a aduce atingere vreunui confrate sau vreunui alt poet. Sigur, acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori în spiritualitatea românească, de exemplu, și opera lui Alexandrii, la un moment dat, tot în raport cu opera lui Eminescu, a fost contestată și Alexandrii a răspuns în versuri: e unul care cântă mai duios ca mine? Cu atât mai bine lui și țării, cu atât mai bine. Deci, iată, răspunsul lui Alexandrie a fost unul deosebit, eludând această comparație. Revenind la George Coșbuc, după apariția acestei broșuri, un autor mai puțin cunoscut al vremii, Dimitrie Evolceanu, în convorbiri literare cu girul lui Titu Maiorescu, îi ia apărarea lui George Coșbuc, lucru pe care îl fac în spațiul public românesc de asemenea Alexandru Vlahuță, Nicolae Iorga și Pepe Negulescu. Acesta din urmă chiar își exprimă compasiunea față de mizeriile pe care George Coșbuc a trebuit să le suporte. Nici viața particulară a acestuia nu a fost una lină, una deosebită. După ce s-a căsătorit cu Elena Svetea, în anul 1895, s-a născut unicul fiu, Alexandru Coșbuc, care a trăit în perioada 1895-1915, când, în acest ultim an pe care l-am amintit, a trecut la cele veșnice din cauza unui accident de automobil. Această tragedie l-a marcat profund pe George Coșbuc. El, din momentul dispariției fiului său, nu a mai putut fi niciodată același om, cu toate că a mai continuat să scrie, a iubit în continuare poezia, dar durerea sa din suflet pentru pierderea unicului fiu nu a putut fi niciodată înlăturată. Trebuie să spunem că în spațiul public românesc, opera sa, personalitatea sa, din fericire chiar în timpul vieții, a fost apreciată. În anul 1900 a devenit membru corespondent al Academiei Române. După un timp destul de îndelungat, în 26 mai 1916, secția literară a Academiei Române, condusă de binecunoscutul Iacob Negruții, face propunerea pentru plenul Academiei Române de a fi investit George Coșbuc cu titlul de academician, deci membru titular al Academiei Române. Ceea ce se și întâmplă la 20 mai 2 iunie 1916, când plenul academic condus de
O altă mare personalitate a culturii române, Barbu Ștefănescu de la Brancea, îl alege ca membru activ pe George Coșbuc, cel care îi realizează Laudatio, a fost de asemenea o personalitate semnificativă a culturii și beletristicii românești, romancierul Duiliu Zanfirescu, care menționa cu ocazia acestui moment că citez: reputația sa literară e așa de întinsă încât numele său a devenit popular în toate țările locuite de români. Primindu-l în mijlocul nostru, consfințim ceea ce opinia publică a hotărât de mult. Domnul Coșbuc a dat poporului român, în mai puțin de 25 de ani, o cantitate de muncă literară atât de considerabilă, încât numai pentru aceasta s-ar cuveni să-i deschidem ușile amândouă pentru a-l primi între noi. Dar calitatea lucrărilor sale întrece cantitatea. Poeziile sale sunt adevărate poezii și sunt originale. George Coșbuc a trecut la cele veșnice la 9 mai 1918. Deci nu a mai putut să se bucure de victoria Marii Uniri, să vadă că Transilvania s-a unit cu România. Nicolae Iorga, în închinarea pe care o face la decesul lui George Coșbuc, menționează: cel ce a cântat toate vitejiile neamului, de la Gelu al legendei până la Dorobanții din 77, moare fără a fi văzut cu ochii sub steag pe aceia care au onorat din nou sfântul drapel al țării. Să lăsăm ca asupra frunții lui palide, acum liniștite, să cadă o umbră mângâietoare a depărtatului tricolor nevăzut. Ce frumos scrie marele istoric român Nicolae Iorga despre poetul deosebit și omul de cultură deosebit care a fost George Coșbuc. Sper, stimați telespectatori, că în puținele cuvinte și în sumarele date pe care vi le-am prezentat despre George Coșbuc, am adus în casele domniilor voastre, în sufletele domniilor voastre, o fărâmă de mulțumire pentru prezența unei personalități deosebite a spiritualității românești, cel care a fost poetul și scriitorul George Coșbuc. La revedere!